Cred că e undeva aproape de două. Am mâncat și noi, de prânz. Aveam niște sarmale în congelator, le-am scos, le-am încălzit pe alea. Și trebuie să fac și totuși ceva de mâncare astăzi. Dar, mă rog, momentan sunt cu rufe, cu dalea, cu... Că vreau să le termin pe alea și după aia să trec la praf, dalea minunate. Ce mă enervează e că am intrat adineori pe YouTube Studio ăla, unde verific eu datele de la clipuri și mi-a arătat că comentariile sunt oprite la clipul ăla care l-am pus mai devreme. Și e a doua oară, adică cu o oră, la fel, intrasem și am văzut că sunt închise, le-am deschis și acum am uitat, iar erau închise, adică e al doilea clip. De când am început vlogtorul la care îmi face chestia asta. Și mi-aduc aminte că la ăla am dat, cred că de 7 ori. Am intrat, am dat. Și, mă rog, e enervant. Asta este. Astăzi vine comanda de la Temu. Am emoții. Am luat rochițe. Lui ăla. De alea de 15-20 de lei, adică... Sunt curios. Ce o să fie? Mă rog, am luat și alte chestii, dar... Alea sunt cea mai curios. Nu știu, trebuie să vină între 2 și 5. Deci nu știu cum e. Cred că undeva până miercuri termin și eu cu tot. În primul rând, cu la mine e problema cu praful, că aici se pune foarte repede. Și astăzi fac aici, mâine, mă rog, fac până alte camere și poi mine când am venit, deja e, dar, mă rog, asta e, n-am ce să fac. Că mă făcusem în dormitor și praful trebuie să șterg de nou. Așa, dar mă rog, adică aici de cât a rămas, să bag aspiratorul și să șterg praful. Dar încă n-am făcut cărțile biroului ăla, cărțile, chestii, alea, activități. De... Și cred că asta o să facem astăzi. Da, murat, și castravetele murat e bun. Ia, hai, ia o gură. Trebuia să-l lași acolo. Deci a vrut să mănânce șorul. Vreau să fac mâncare, dar din cauza că a stat prea mult la dezghețat carne, a mirosea ciudat, ți-a mărucat-o. Așa că, din cauza de foame, springtime. Și eluța a avut și urma. Așa urma ai venit ceas. Da. Mă bucur. Am văzut că avem documentar nou pe Netflix și mă uit. E 5 și încă n-a venit Temu. Și când zic că mă uit, îi dau drumul la asta aici ca să mă duc și la... Aia, gata. A venit rândul ei. Ca să înțelegeți de ce insist eu că trebuie să fac ordine aici, astea. Da? Era în bibliotecă. Suport pentru numere auto. Ce mai am pe aici? Carioci, ouă. Mă rog, restul sunt cât de cât ok. Dar dezastru care e pe aici e, pentru mine e trist. A venit, e 6 fără 10 și am aici o de asta. Să vedem. O luăm așa pe rând, da? Scoatem prima chestie. Ta-na-na. Asta este o râșniță de cafea. Da, toale. Au. Te-ai lovit, da.
Deci aici cade cafeaua care se prăjește aici. De cât atât are? Cred că e o chestie. Da, să ia asta de aici, să bagă ăsta la alt. Și ăla unde se pun? E gata? Nu mai se pun? Ne folositor? Ah, asta se pun. Nu știu, înțelegeam ce, la ce se referă el. Da, deci fac și fac. Fac și... Că am zis că sunt... Mă enervează să stau mereu să pun... Că am o chestie la blender, așa, care s-o folosesc, dar mă irită. Și am zis să-mi iau de-asta. Mâine încerc să vedem. Pare drăguț. Următoarea chestie. Ah, următoarea chestie sunt steluțe din astea pe care să le lipim. Pe perete, pe tavan, pe de-alea sălucitoare. Da? Încerc să fac o stea din degete. Nu mai face o stea din degete. Oh! Deci, ăsta este ca să-ți lucrezi mușchii faciali pentru riduri și bătrânirea pielii. Da? Deci, vedeți aici? Am mușchi așa. Da. Dar nu le înghiți, bineînțeles. Nu, sufli. Așa zice. Expiră, inspiră. Asta zice. Ușor sau repede? Cred că așa. Nu pot să probez acum, că trebuie să spăl chestia asta înainte, dar... Înțeles, nu poți băga bacteriile alea și să le sugi în gură. Vedem. Aici avem dres? Da, avem dres. Da, dres alb. De școală. Ce interesant. Fiindcă nu prea m-am mai gândit la comanda asta. O să, adică o să vedeți și prețurile. Răbdarea a crescut. Da. O clamă pentru eluț? Da. Bine, e pentru păr. E pentru păr mai lung, mă rog. E... Hai, vino. Cred că a ales iepuraș, că există iepurașul de Paște și că tot că vine deci... Paștele, cred că la asta s-a gândit. Așa ceva. Ce drăguț. se pune la coc. Așa, hai, eu luăm. Eu luăm și pui chestia asta drăguță. Bine, cred că poți să pui și, dacă prinzi mai mult păr, poți să pui și altfel. Dar, vai cât e drăguță și mare și drăguță. Doamne, ăștia la prostii. Adică prostii drăguțe, la asta mă refer. Eu bag mâna, acum să găsesc. Mamă, ce mare e ăsta, trebuia să iau la 250. Eu tot spray din ăla care să pui ulei. Am văzut soacră mea, e destul de mare. N-am fost atentă de, că pentru mine luasem din ăla mai mic. Așa, deci șosete cu mâță. Pe astea nu mâță. Le desfac acum. Sunt din alea peste genunchi, așa. Vă pun o poză pe aici. Mie mi se pare mult să zici mâță. Mie îmi place mai mult să zici pisică. Da, sigur. Un caiet. E chinez. E chinez.
Da? Unde ela să lucreze matematică. Chinez spre chinez. Da. Multă, multă matematică. Da. Deci eu nu știu, eram curioasă. Hai să văd ce și cum e și cu ăsta. O, și asta e pentru Eluț. E super. Este o mică broșă. Broșă. Da. Și uite, este, ia uite ce drăguță e, iubire. A, o pasărică. Da. Deci e chiar o pasăre de asta drăguță. Bun, hai, punem aici lângă alea. Cred că mi-ar veni ca... De-astea am două chestii. O să mai fie una pe aici. Pe cuțet. Mi-amintesc că trebuie să-l flutur în aer. Am văzut într-un desen cu fixii. Ok. Și al doilea. Așa. Prima Rocky. Aici emoții multe. La Rocky. Apropo de Rocky. E supraelastic. Bineînțeles că eu n-am citit descrieri gen ce material e. Așa. Mă rog, e o chestie supraelastică. Ia puneți și tu rochița asta așa, să vedem. Bine. Tocmai îmi făcusem o rochiță de-asta cu... Îmi place mult să-l... Așa. Țin-o cu mâna. Așa. Hai că e drăguță. E drăguță. Pune-o în pat. Asta e tot pentru el, e un scorpion. Deci, tâmpeni. Nu vă recomand să dați cu mezeci. Nu. Că după aia sunteți tentați pentru mai multe lucruri. Deci, este o brățar cu scorpion. Cu inel. Da? Poți să-mi o pun pe mână? Așa. Așa. Uite, îmi vine brățarul. Să zicem. Îți e cam măricică, dar, mă rog, ne descurcăm. Da? Deci, pam! Upsi! I-am pus-o eu, largă. Dar, mi-ar veni cam așa. E drăguț. Deci, că ziceam, prostii. Mult. Prostii. Dar prostii. E drăguță. Este foarte drăguță. Unde e? Pam, pam, da. Ție ți-ar merge? Nu, e pentru mânița ta. Odată și odată mai folosi eu tu, nu? Da. Ăștia sunt niște extraterestri. Tot ăștia care se încarcă de la soare. I-am luat să-i duc lui mama la țară să-i pună pe grădină. Și să vezi așa, niște... Da, de extraterestri. Îi pui pierici prin rămurile, prin copacii, da. Îi pui pe jos, pe niște pietre pe care le ai în grădină și de la cât soare vine ziua, noaptea vor lumina. Da, deci, eu când eram mică, aveam de-astea. Butterfly! Și voi aveți, nu? Butterfly! Deci, eu în copilărie aveam multe de-astea și văzându-le, am hotărât să iau și ei un fluturaș de ăsta care se mișcă. Deci, cum ziceam, am patru. Am mai găsit unul aici. Și cred că mai o rochie. Super! Vreau să folosești la plajă. Vrei să folosești la plajă, sigur. Când o fi vară să relaxăm. Când o fi vară să te relaxezi. Da.
Ia. A, uite, ăsta are și chestie de asta care să zică 95% poliester, 5% spandex. Hai, pune și pe asta pe lângă tine. Ceva. A, e drăguță. E drăguță. Pune și pe aia în pat, hai. Următoare. Sută la sută poliester. Poliester? Da. Am mai auzit într-un desen ceva cu poliester. Hai, dă-te în spate să vadă. Și m-a arătat ce înseamnă. E drăguță, nu? Da, îmi place. Încă o pieptă din ăla, dar ăsta e cu coadă de sirenă și asta vine în jos. Da, da, da. Da? Vedeți? Coadă de sirenă? Da, foarte dragos și eu. Încă un fluture am mai găsit. Încă o rochiță. Multe rochițe mi-ai luat. Păi normal, am văzut și eu și am zis, hai mă să încerc. Erau prea drăguțe și asta e, n-am rezistat. 95% poliester, 5% viscoză. Se pare că toți au viscoză, be. Hai. Mai întreb un cămna, ce e viscoza și poliesterul? Drăguț. Niște materiale de haine. Oh, încă un dres, nu-l mai desfac pe ăsta, că știa că am luat mai multe. Încă trei. Am luat. Ce e? Cam asta. Se pune în cap. A, e pentru oameni să se pună în cap la nunta ei. Înțeleg, ai zis. Ana și-o va pune în cap la nunta ei. Da. Sper că v-am amintit de Ana, da? Chiar îmi place. Da, e chiar drăguță. Uh-huh. El a desenat și rochia, a făcut-o curcubeu. Da, pentru că n-așa să fie fără culori. Mami, așa trebuie să fie rochia de mireasă, ce să faci? Da. Dar am văzut și nunți cu rochii de mireasă, cu culorile albastru, așa, bleu, foarte, foarte deschise. Serios? Nu, serios, 95% da. Poliester, 5% unele, elastan. Și unele cu rochii ros și cu violet. Probabil existau și unele cu galben. Unicorn! Arată bine și asta. Da. Ok, la. Următor. Ochelar de soare, că n-avea el la suficiente perechi, nu dar... Soare, erau... Soare. Erau interesanți, adică, na... Hai, vezi. Totul este violet și până și lumina e violet foarte deschis. Tare! Până merge merge cu rochia aia albă și cu verde la turcoaz și ceva. Da. Sunt câteva pinuri pentru mine. Ăsta este unul, scrie Book Lover. Da? Iubitor de carte. Eu. Nu știu exact unde o să mi le pun, pe ce anume, pe geaca de blugi, presupun. Am găsit încă un fluture. Asta e pentru Ela. Mi s-a părut drăguță, n-am putut să rezist să nu o iau și seamănă cu clamele alea. Punem acolo. Da, și
celălalt pin, I cannot live without books, deci nu pot să trăiesc fără cărți. Astea sunt pentru mine. Mărgeluțe cu litere, ca să-și facă el abrățări cu ce mesaje vrea ea. Așa. Și cred că asta a fost tot. Mai ceva? No, nu mai nimic. Gata. Asta a fost comanda noastră. Adică, wow, nu? Rochile arată bine, într-adevăr. Materialul poliester. A. Dar arătat arată bine. Adică, pentru, ziceam, a fost ceva între 15 și 21, 22 de lei. Și aș mai fi vrut chestii, dar cum să zic, eu nu aveam mărime, care erau foarte drăguțe. Da. O să, mă rog, să strâng astea pe aici așa, mă duc să continui cu biblioteca, dar ăsta a fost clipul nostru pe ziua de astăzi, care calitatea este proastă, deși nu înțeleg, cred că, nu știu, lumina sau ceva, să vede cu purici. Așa? Da. Dar vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă, aștept să spuneți dacă v-a plăcut ceva din ce am cumpărat noi aici și ne vedem mâine.